Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu, în cazul în care mă știți de mai de mult. Dacă acum ne vedem pentru prima dată, îmi pare tare bine să vă cunosc. Numele meu este Cristina și sunt pasionată de parfumuri clonă, parfumuri în general, cosmetice, slăbire, promoții, reduceri, cumpărături, așa că veți vedea foarte multe clipuri pe temele astea în conținutul canalului meu. Așa că dacă și vouă vă plac sau vă pasionează, vă invit să vă abonați cu click pe butonul roșu de subscribe de sub clipul acesta și apăsați și butonul clopoțel ca să primiți notificare la următorul clip postat. Dacă sunteți noi pe aici, vă anunț că am în desfășurare un giveaway pe canalul meu de Instagram, @cristinapreda.ro, vi-l las aici afișat. Mergeți acolo, dați-mi un follow și căutați postarea de giveaway, este printre ultimele. E foarte simplu să participați și sunt mega încântată de giveaway-ul ăsta pentru că avem 3 câștigători cu premii oferite de Lorina, lorina.ro. Ei ne vor oferi un extract de parfum, o apă de parfum și un spray de corp pentru 3 norocoși care își vor putea alege dintre produsele în stoc la Lorina ce aromă vor dori ei. Giveaway-ul este deschis până în 18 aprilie, deci mai aveți aproximativ o săptămână să vă înscrieți. Vă doresc tuturor mult succes și acum hai să trecem la treabă, la subiectul clipului nostru de astăzi, care este unboxing-ul acestui colețel, o comandă pe care eu am făcut-o pe site-ul farme.ro. Sunt pregătită. Hai să vă povestesc două cuvinte despre cum am ajuns să fac comanda asta. Aveam nevoie de un ser de față și de o cremă de noapte care mi se terminaseră și întâmplător am dat pe Instagram de o postare a celor de la Farmec unde promovau promoția lor de Paște. Promoție care a început, cred că, în 8 aprilie și este valabilă până în 21 aprilie, așadar mai este timp să mai faceți comenzi dacă vă interesează vreun produs și au reduceri foarte mari. Cred că cea mai mică reducere este undeva la 15%, dar valoarea reducerilor merge până undeva la 30% în promoția aceasta de Paște. Însă, pe lângă produsele la promoția de Paște, eu am mai cumpărat și din secțiunea de outlet câteva produse. De fapt, cred că toate articolele de aici au fost la preț promoțional, nu cred că am plătit preț întreg pentru niciunul și în plus am făcut o comandă de fix 89 de lei, 89,069 cred bani, fix ca să primesc transport gratuit. După aceea mi-a părut rău pentru că aș mai fi avut nevoie și de un detergent de vase și de un detergent din acela universal de la Nufăr și trebuia să le fi comandat și pe alea, dar am uitat, asta este, le pune la comanda viitoare. Ok. O să vă las link-uri în descriere și către pagina lor cu promoția, ca să puteți ajunge direct la ea să vedeți ce produse sunt la promoție. O să vă las link și către secțiunea de outlet, au niște prețuri bombă acolo, realmente bombă. Și o să vă las link individual și către fiecare produs din comanda mea. Așa că dacă ceva vă face cu ochiul, deschideți căsuța de descrieri, că acolo găsiți totul. Ca să nu mai foșnesc tare mult, opresc camera până deschid coletul și revin cu produsele. Am reușit să deschid, aceasta este comanda, avem și ceva eșantioane deasupra și nu cred că am factură înăuntru pentru că îmi amintesc că am bifat că doresc factură online. Hai să vedem unde le pun ca să nu ne încurce, să pot să aranjez aici produsele comandate. Uite, am să le pun aici jos undeva și vi le arăt unul câte unul. Hai să începem cu eșantioanele. Au pus cei de la Farmec destul de multe. Văd aici un eșantion, o mostră pentru o cremă antirid concentrată cu acid hialuronic din gama Agerovital H3 Evolution. Foarte bine, chiar nu cred că am încercat-o vreodată și aș fi curioasă. Mai avem o mostră dintr-un ser Perfect Anti-Age. Din ce gama asta? Gerovital Equilibrium. Am impresia că asta este gama lor de lux. Sunt chiar curioasă să o încerc. Mai avem aici o mostră pentru o cremă nuanțatoare de față cu protecție SPF50 și o mostră. Uite, sunt două pentru serul anti-age din gama Gerovital Equilibrium. Le pun pe toate aici și hai să trecem la produsele propriu zise. Văd că sunt bine protejate cu folie din aceasta cu bule. Și, Doamne, nu-mi vine să cred câte produse sunt aici și nu-mi vine să cred că pe toate am plătit doar 89 de lei. Ia uitați. Deci toate astea au costat 89 de lei. Uite că mi-au pus și factură.
uitați. Hai că o să vă citesc prețurile și de pe factură. Cu ce să începem? Hai să vedem ce îmi vine la mână. Un tratament expert peeling cuticular, așa arată, pe care l-am văzut lăudat pe YouTube, cred că la Simona Bujor și la Diana Andronic. Așa arată el. Și zic fetele că e de o calitate excelentă și că e tare bun și că face peeling cuticulelor. Hai să vedem, sunt tare curioasă, că am nevoie pentru că m-am hotărât să nu mai fac manicură semi-permanentă la salon și o să încerc de acum încolo să-mi fac eu manicură clasică acasă, asta în urma unui accident pe care l-am avut. Accident. Nu e chiar accident, am avut manicură semi-permanentă. Cumnata mea mi-a făcut și mi-a făcut-o atât de rezistentă, deci nu știu cum a reușit, dar foarte rezistentă, și când îmi crescuse destul de mult unghiile și deja se vedea urât, am încercat să mi-o desfac singură și una dintre unghii chiar am reușit să mi-o și rup și am zis gata, nu mai fac la salon, o să-mi fac acasă, sper să reușesc să mă și țin de ce mi-am propus. Și da, și în ideea asta mi-am luat peeling-ul cuticular ca să-mi fie mai ușor la manicură și bineînțeles și la pedicură. Să vedem cât a costat. Se pare că am comandat două bucăți. Unde e a doua? Da, am comandat două bucăți să-mi ajungă. Așa, și a costat 19,30 lei pentru două bucăți, adică cât vine? 9,60 lei bucata. Da, mi se pare un preț bun. Mai puțin de 10 lei pentru un peeling cuticular, eu zic că este bun. Am mai cumpărat o cremă contur pentru ochi și buze din gama aceasta Gerovital H3 Classic. Se folosește pentru vârsta de 35 de ani și peste, deci mi se potrivește. Hai să o și desfac. La ultimul haul unboxing al unei comenzi Farmec, am uitat să desfac cremele și chiar mi-ați zis în comentarii, dar eu mă bucur când îmi spuneți lucrurile astea, pentru că pur și simplu nu mi-am dat seama la momentul respectiv, dar a fost o observație tare bună, așa că acum am de gând să corectez neajunsul ăsta. Așa arată crema. Nu cred că am mai avut-o. Am mai tot avut creme de ochi de la Farmec, dar chiar pe asta nu cred că am mai avut-o. Și sunt curioasă cum e, mai ales că este potrivită pentru vârsta mea. Hai să o punem aici. Ce mai ar... să vă zic și cât a costat. A costat cremă contur ochi și buze 15 lei, nu, 16 lei și 40. Trebuie să adun TVA-ul cu valoarea în lei, pentru că aici, bineînțeles, pe factură sunt pe coloane separate, deci 16 lei și vreo 40 de bani, cam așa a costat. Eu zic că este un preț bun pentru o cremă de ochi. Hai să vedem ce am mai comandat. O mască de păr din gama aceasta Argan Plus, cu argan și ulei de măsline. Este pentru păr devitalizat, fără strălucire. Nu știu dacă e neapărat cazul la mine, dar un plus de hrănire, un plus de hidratare și un plus de strălucire nu strică niciodată părului, așa că am cumpărat-o, are 150 de mililitri și să vă zic imediat și cât a costat. Argan Plus, 11 lei și 20 de bani. Eu zic că este un preț bun pentru 150 de mililitri. Hai să vedem ce mai nimerim aici. Un săpun de mâini sensitiv cu glicerină, are 500 de mililitri și mi-amintesc foarte bine despre asta, că l-am cumpărat din secțiunea outlet și știu că a avut un preț super, super mic, nu mai țin minte exact cât, dar vă zic imediat, săpun lichid a costat 5,80 lei. Ce pot să cer mai mult de la un săpun cu glicerină 500 de mililitri, 5,80 lei? Mi se pare un preț extraordinar. Am mai luat încă o cremă contur de ochi, de data aceasta cu ulei de argan. Așa arată, este pentru toate tipurile de ten și aici nu ne arată nicio indicație referitor la vârsta pentru care se potrivește. Protejează conturul ochilor cu ulei de argan, doar atât ne spune pe ea. Și hai să vedem cât a costat. A costat
8,50 lei. Un preț super, super bun. Bineînțeles, este un preț promoțional, dar e un preț tare bun. 8,50 lei pentru o cremă de ochi de 15 ml, așa arată și crema. Un ambalaj drăguț în culorile specifice Farmec. Hai să vedem ce mai avem. Hai să luăm din pachet ceva. Am mai luat un tratament, o bază, un complex fortifiant și da, chiar am nevoie și asta am cumpărat-o tot în ideea în care mi-am distrus unghiile după manicura semipermanentă și parcă mi-amintesc că am văzut review-uri pe site și toată lumea zicea că este foarte bună și de foarte bună calitate. Ne spune aici că este pentru unghii friabile și deshidratate. Conține ulei de măsline, migdale dulci și germeni de grâu. Sunt tare curioasă să o încerc. Are 11 ml. Haideți să o desfac și pe asta. Ca să știm o treabă. Da. Da. Am făcut un pic de gălăgie. Arată așa. Foarte drăguț. Și am senzația că are și un pic de culoare. Așa, un roz foarte pal. Așa arată. Și abia aștept să o încerc. Și să vă zic imediat și prețul, Farmec, bază fortifiantă, asta trebuie să fie, 9,60 lei, un preț extra mega bun. Mergem mai departe, am mai luat un mini spray, doamne ce drăguție, așa arată, un mini spray cu extract de perlă, un deodorant antiperspirant cu acid hialuronic din gama H3 Evolution. Uitați cât e de drăguț, are cât? 15 ml, cât să fie aici? 40 de ml, mai mult decât am crezut. Ia uitați ce simpatic e. Hai să vedem un pic și cum miroase. Ia să vedem. Un miros cremos. Un miros de cremă, parcă... fain. Un miros cremos și proaspăt, cu perlă și acid hialuronic și hai să vedem cât a costat. A costat pentru 40 de mililitri, 2 lei și 20 de bani. Uitați cât e de drăguț. L-am luat ca să-l încerc desigur și dacă o să-mi placă o să-l comand și în full size, dar pentru 2 lei și 20 de bani eu zic că este foarte bun. Hai să-l pun aici ca să se și vadă. Ce mai avem aici? Mai avem un pachet de șervețele umede din acestea de poșetă cu bambus, sunt 15 bucăți și știu că și astea au fost ieftine, 1,80 lei. Mi se pare un preț foarte bun. Opa, stați că am dărâmat decorul. O să le pun ușor, ușor înapoi. Așa. Am mai luat aici o pastă de dinți pentru gingii sănătoase, tot așa în cantitate mică, are cât 18 ml și este din gama Aslamed. Diminuează sângerările gingivale cu extract ecocertificat de mușețel, cu argilă și cătină. Sunt curioasă cum e. Cred că am mai văzut, nu știu dacă exact ăsta cu argilă și cătină, dar cred că la doamna Ioana Moldovanu am mai văzut pasta de dinți de la Aslamed și hai să vă zic și cât a costat, țin minte că și asta a fost foarte ieftină. Hai să vedem care e, dacă reușesc să-mi dau seama. Nu, chiar nu reușesc. Da, uite aici, Aslamed, 2,60 lei, un preț extra mega bun. Și mai avem aici o cremă de față. Uite, hai să vă arăt așa, aici scrie în românește, pentru ten normal, eu tot timpul îmi cumpăr pentru ten normal, chiar dacă tenul meu este un pic gras, de fapt un pic gras, e gras, dar îmi cumpăr pentru ten normal, pentru că în felul ăsta zic eu că îl păcălesc să nu mai produc atât de mult sebum, adică dacă primește partea aia de hrănire, hidratare din exterior, din cremă, nu va mai simți el nevoia să producă atât de mult sebum. Asta este logica mea, nu sunt dermatolog, nu știu dacă este corect, nu vă îndemn să faceți ca mine, dar eu asta fac și pentru mine se pare că a funcționat. Revenind, am aici o cremă hidratantă pentru toate tipurile, pentru ten normal, este o cremă de zi cu o textură lejeră, ca de apă, zice aici, și conține
Aquaxil, un principiu activ, glicerină, pantenol, extract de orhidee pentru luminozitatea și finețea tenului și menținerea unui nivel crescut de hidratare. Se poate folosi și dimineața și seara pe pielea curată și demachiată. Da, deci o cremă clasică, hai să o pun aici. Îmi place ambalajul ăsta simplu. Nu e nimic farfastăcos în el, dar eu zic că este un ambalaj drăguț. Sunt curioasă cum miroase. Ia să vedem. E sigilat. Hai să o desfacem un pic. Oricum, o bag imediat în uz. Miroase bine. Miroase bine. Și hai să vedem un pic și textura. Hai să vedem că am tot pus mâna pe cutina și nu-mi prea vine să bag mâna în ea, dar hai să iau chestia asta de aici de deasupra. Așa. Și să încerc cu produsul care s-a luat pe folia asta de protecție. Așa, o să pun aici. Și hai să facem o încercare, pentru că pe asta oricum o arunc imediat. Așa, uite, o să iau aici crema. Asta se aruncă. Și da, are o, nu știu dacă vă dați seama, are o textură chiar lejeră. Este mai degrabă spre gel, aș zice eu. Chiar e o textură plăcută și subțire. Chiar e ca de apă. Nu e chiar lichid, adică nu curge, dar e așa undeva la textura gelului. A intrat repede în piele și chiar se simte că hrănește bine pielea și o hidratează. Miroase plăcut, a cremă, nu are vreun miros super special, dar este plăcut și uite, deja s-a absorbit complet în piele și nu văd să lase urmă grasă, chiar nu lasă, îmi place și am așa oarecare senzație care și un pic de efect matifiant, așa mi s-ar părea. Da, pielea mâinilor mi-a rămas catifelată, mi-a rămas netedă. Îmi place, chiar îmi place. Cred că pe față o să se poată simți chiar și mai bine când dăm așa cu mâinile pe față. Hai să vă zic și prețul. Prețul a fost cremă, așa, cremă hidratantă, 11,30 lei. Un preț foarte bun, eu zic, pentru 50 de mililitri de cremă. E cam pe undeva pe la prețurile de Lidl. E cam 10 lei, poate probabil acum s-a scumpit un pic crema din Lidl și asta e farming, e de calitate mai bună. Așa că mi se pare un preț super excelent, dacă pot să zic așa, pentru un produs de o așa calitate. 11,30 lei, chiar eu zic că e un preț pe care și îl poate permite oricine. Ok. Asta a fost comanda mea. Uitați-vă câte produse sunt aici și, Doamne, nu-mi vine să cred că toate au costat 89 de lei. Vă vine să credeți? Uitați-vă câte sunt. Chiar mi se par multe, calitatea este bună. Hai să întorc un pic camera că filmez la lumină naturală și mai intră soarele în nori, mai iese și ne tot joacă feste lumina, dar... Totuși se vede câte produse am aici și toate au costat doar 89 de lei. Un preț mega minunat. Mulțumesc tare mult, Farme, că mi-ai oferit posibilitatea să încerc toate produsele astea, pentru că n-am mai avut niciunul din ele pentru doar 89 de lei. Dacă voi le-ați avut și le-ați încercat înaintea mea, spuneți-mi și mie în secțiunea de comentarii cum vi s-au părut, cum s-au comportat, cum v-ați înțeles voi cu ele. Sunt tare curioasă și cu siguranță că voi reveni către voi cu review-uri pentru toate produsele. Până una alta, nu uitați să vă înscrieți la giveaway pe contul meu de Instagram, @cristinapreda.ro. Lunea viitoare extragem cei 3 câștigători. Mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și să ne vedem cu drag și cu bine la un clip viitor. Pa, pa!